cât de mare a fost distanța față de locul în care ați plecat? Cine v-a văzut? Cine a pus ochii pe dumneavoastră și v-a luat de acolo? Păi nu, eram la echipa națională. Eu de la Arad, chiar dacă jucam în divizia B cu UTA, eram selecționat de Mircea Lucescu la echipa națională și cei de la Steaua m-au văzut la echipa națională, practic, nu la UTA. Deci Mircea Lucescu e cel care a avut ochi pentru dumneavoastră, de fapt. Eu am jucat contra lui Mircea Lucescu când era antrenor la Hunedoara. El era antrenor jucător la Hunedoara, cu Dumitrache, cu Klein, cu Andone și ne-am întâlnit în campionat. Eu jucam la UTA. Chiar primul penalti apărat a fost în campionat, la Arad, la un rezultat de 1-1, când am apărat un penalti lui Mircea Lucescu. Chiar el a executat. Deci el mă știa ca jucător deja de la UTA. Iar când a ajuns ulterior antrenor echipei naționale, m-a convocat și pe mine.